Da? Pentru că nu este, s-a încălcat efectiv orice legislație posibilă. În condițiile în care... Deci, se invocă o hotărâre a Consiliului Local, prin care li se închid drumul. Deci și Constituția României și legea le impune, îi lasă să plece, da? Bun. Este act infralegal. Deci în cadrul Constituției. Și avem o lege care le permite. Să facă nu plece! Să facă nu plece! Le cere să aibă autorizare pentru a intra în București. În momentul în care vor veni cu autorizația respectivă, da, o să le ceară o autorizație de a staționa în Chiajna. După ce se va termina acest protest aici, fermierii se vor trezi, cum ne-am trezit noi în pandemie, cu nenumărate amenzi, atenție, și cu unii o să aibă dosare penale. Așa le-a promis, așa o să le facă. Pentru că avem de-a face cu o dictatură în România și va fi împânzit exact cum sunt Kaufland, Carrefour și așa mai departe. Da? Bun, în acest context trebuie să se vândă produsele din Ucraina, modificate genetic, toxice și așa mai departe. În Polonia s-a realizat deja un studiu cu privire ale cerealelor care efectiv sunt Da, problema e că se vor ambala și, și în conci românești. Deja se ambalează, despre ce vorbim? Este vorba de protecția economiei ucrainene. Împotriva, fermierilor români. O să revenim cu detalii. Jandarmeria și poliția este obligată să vă facă culoar până la guvern. De ce nu vă lasă să mergeți până la guvern cu mașinile, că ați făcut sute de kilometri să ajungi în București? Orice lucru trebuie înțeles. Să nu renunțați! La ce să mai renunțăm? Noi nu avem nada și mai renunțăm. Blocați Bucureștiul, blocați!
blocat intrarea în București. Noi nu mai avem la ce renunța. Bravo. Nu mai avem la ce renunța. Noi am ajuns datorită disperării aici. Exact. Nu am ajuns când e drag. Să lăsăm acasă problemele. Deci suntem în imposibilitatea de a ne continua afacerile. Atât noi cât transportatorii. Această mascarană a partidelor poliției, din punctul nostru de vedere... Ia uitați-vă! S-au luat la bătaie! Să facă! Să facă! Hai! O zi de la camera. Da. Dar doar pe strada asta sunt tractoare, mașini. Da. Mulți sunt și la ieșire, partea altă la... Mergem de motorul până acolo să vedem ce-o fi? Ha? Unde mă, la Dragomirești? Până în parte, să vedem. Că te blochezi acolo. Nu, să mergem până la noi la barieră în partea asta. Da, și nu ai unde, unde să întorci, că linie continuă. Păi ce, că i-a blocat și acolo, mi-a zis tata, n-auzi. Așa merită. Mai rău dată. Nu mergem mâine la muncă. Doamnești! Astăzi mergeau să unde vreau să ne întindem? Nu știu, ne întoarce cu ce ai. Puteți să-i lasă domnul Chelă. De unde ați venit? Din cel mai nordic punct al țării am venit. De unde intră frigul în România. Comuna Păltinii, județul Botoșani. Ce probleme aveți? Ce se întâmplă în țara asta? Cât îi vreți să vă spun? Dar aceleași probleme le aveți și dumneavoastră. Deci noi nu mai putem lucra în România. Copiii noștri suntem obligați să-i facem carne de tun pentru Europa. Am investit în România de 30-40 de ani și nu avem nicio valoare. Nicio valoare. Investitorii străini sunt prețuiți, ei primesc credit dobândă 0 sau de 1,5%, noi primim credit cu 18%, cu 20%, cu 15% și nici acele credite nu se mai dau. Am solicitat Ministerului Agriculturii și Ministerului de Interne rectificări de 6 luni de zile. Nu s-au închisit, nu s-au închisit ca să poată să ne dea măcar un răspuns, pertinent sau impertinent, dar nici acele răspunsuri n-au venit.
Și atunci toată lumea are aceleași probleme. Nu putem ieși cu tractoarele din curte, ne obligă să matriculăm plugurile și balotierile. Am cerut acea lege a forței majorii care să ne amâni ratele de astăzi până la anul, pentru că după 3 ani visește lipsa suportului financiar din societatea civilă în care statul, prin Constituție, este obligat să ne asigure minim trai. Noi nu suntem asistat social, noi suntem oameni care punem mintea la contribuții să facem bani, dar nu avem cadri. Toți înseamnă investitori străini sunt protejați, noi suntem executați. Scuze.